Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologie în Actualitate. În seara aceasta dorim să vorbim despre tineri și despre biserică. Tinerii sunt viitorul, dar sunt și prezentul. Sunt viitorul societății, dar și prezentul societății. Sunt viitorul bisericii, dar și prezentul bisericii. De aceea, în seara aceasta am invitat pe pastorul David Tătar, pastor la Biserica Providența din București, pentru a discuta despre. Tineret. Bine ai venit, David. Bine, v am găsit și mulțumesc de invitație. Ești tânăr și încă rămâi tânăr, și nu doar că ești tânăr, dar ai studiat în ultima perioadă în programul de doctorat despre lucrarea tinerilor Asta. și acesta este motivul pentru care am dorit să te invit să discutăm, având în vedere că un doctorat presupune multă cercetare. Felicitări pentru că ai terminat cu Mulțumesc. acest doctorat și lucrezi și în Biserica Providența. Te ocupi de uh, și de lucrarea cu tine, să spun. Uh, aș vrea să încep cu o notă mai personală. Vorbim despre tine și Biserică uh, și aș vrea să încep între, întrebându-te. Uh, care au fost motivele care te-au determinat pe tine atunci când erai adolescent și tânăr să te duci la biserică? Ai crescut într-o familie de credincioși baptiști și sper că ai mers la biserică, presupun că ai mers la biserică. Care au fost motivele atunci? Ce îți mai aduce aminte că era în spatele acelei ridicări din pat și gata, mă duc la biserică? într adevăr am crescut într o familie de credincioși uh, și credincioși care slujitori care s-au implicat în uh, lucrarea pastorală, câteva persoane din familia mea fiind implicate în lucrarea pastorală. Uh, și de aceea am fost foarte legat de viața bisericii încă de mic. Uh, mergeam uh, la multe biserici, uh, tatăl meu având un cerc de biserici la fel bunicul și uh, mergeam, însoțeam în lucrare. Uh, și eram foarte legat de viața bisericii încă de mic, uh, participam la diferite evenimente ale bisericilor, uh, proiecte care se realizau uh, și chiar am fost expus într-o anumită măsură încă de mic uh, slujirii pastorale. Uh, și am fost chiar și implicat în diverse lucrări ale bisericii. Mi-am inteles încă de mic mi-a plăcut muzica și am fost implicat în diferite uh, proiecte, lucrări uh, muzicale în biserică. De asemenea, ulterior am fost implicat în lucrarea cu tinerii și mai apoi chiar și în lucrarea de predicare. Lucrurile au început foarte normal, fiindcă am crescut în acest mediu, am mers la biserică încă de mic, așa cum menționam, eram implicat, însă pe parcurs a apărut această conștientizare a lucrării, a slujirii, că nu e doar vorba de o implicare să fiu implicat în diverse activități și e vorba de slujire, să slujești pe Dumnezeu, să slujești biserica, să aduci o contribuție în viața oamenilor prin modul în care îl slujești pe Dumnezeu și îl slujești pe semeni. Și ulterior a venit și chemarea în slujire, de aceea cred că a fost un proces în care am început să mă implic în diverse domenii, dar a apărut și conștientizarea și seriozitatea de a lucra pentru Domnul într-un mod care să-L onoreze pe El. Deci la început cumva ai fost motivat de ceilalți al vin la biserică, Correct. după ce ai fost motivat de exemplu celor din familie care erau credincioși lui Dumnezeu și făceau o slujire pentru Dumnezeu, dar ușor, ușor de la cerință ai mutat la o conștientizare personală a nevoie de a fi parte din biserică și de a face ceva pentru Dumnezeu. Dacă am așa înțeles așa da. este, așa este, da. <laughs> a, ai a, fost implicat în a, lucrările de tineret ale bisericii, presupun. Ce activități aveți voi ca tineri în? generația ta, ce făceau tinerii mai precis în piața bisericii, cum se implicau? Da. Adevărul este că activitățile tinerilor diferă de la contexte sea la altul, fiindcă fiecare biserică are o anumită strategie și o anumită viziune de a implica tinerii. Anumite biserici se implică într-un mod mai intențional în a implica tinerii, având o strategie, o evaluare în, în slujirea lor. Alte biserici uh, văd nevoia, găsesc tinerii, deci diferă de la context la context. Uh, acum, din ce am observat din generația mea și uh, chiar și dintr-o abordare istorică, dintr-un studiu istoric al lucrării de tineret, uh, au fost dominante două, dacă vreți, domenii în, în partea de slujire. Uh, și aici menționez, în primul rând, lucrarea muzicală. Uh, în bisericile evanghelice punem un mare accent, în Bisericile baptiste punem un mare accent pe. Implicarea prin muzică, și sub diverse forme, fie că e vorba de cor, unde există cor în biserică, există un mare potențial de implicare, acolo se pot implica tinerii. Poate lucrul diferă în contextul în care e un grup restrâns de persoane care conduc închinarea în biserică, acolo se implică mai puțin tineri, însă muzica bisericească, închinarea rămâne în continuare un domeniu de activitate în care tinerii se pot implica. Și este și un domeniu în care, pe care îi determină pe tineri să se implice, și retenția lor în biserică e determinată de acest aspect al muzicii. Și un al doilea aspect pe care l-am observat este misiunea sau evangelizarea. Chiar există această înțelegere a misiunii de a fi implicat în bisericile filiale. Noi, când mergeam în bisericile filiale, în mediul rural. Spuneam că mergem în misiune, dar era o bucurie să încurajăm, poate, persoane în vârstă din biserică, persoane pe care puțin îi vizitează, dar eram implicați acolo în, în acest context și, evident, erau și aspecte legate de misiune, implicări de caritate sociale, vizitarea celor vârstnici. Pot să menționez anumite tabere în care am fost implicați sau școli de vară cu caracter evanghelistic. Dar cred că prevalează cele două domenii, muzical și cel evanghelistic și, evident, sunt și altele care care pot fi menționate aici. Uh, foarte interesant că nu cred că cei de astăzi, tinerii de astăzi, fac uh, altceva decât tot ceea ce ați făcut voi. Adică, până la urmă, cele două domenii, cum mai le-ai uh, definit tu, cel de, legat de închinare și cel la legat de... Uh, misiune, evangelizare, uh, Rămân și astăzi preocupări, domenii Correct. în care tinerii sunt, uh, sunt uh, preocupați uh, pentru acestea. Uh, M-am gândit la aceste două domenii că, într-un fel, sunt uh, într-o stânsă legătură cu vârsta uh, tinerilor. Le place muzica celor mai mulți și atunci, uh, cumva, este legătura asta dintre domeniul închinării și Preocuparea tinerilor legat de muzică, și la același timp le place activitatea, lucrurile practice, lucrurile Correct. de a face ceva, și atunci aici, am misiune, evangelizare, lucrare socială. Interesant este că am văzut destul de puțini tineri care să vrea să fie implicați în învățătură. Probabil prea multă școală, de la școală, îi face să. Mm fie mai puțin implicați în învățătură. Nu știu cum e la voi, dar probabil la noi și în alte biserici. și. Da, am... așa este. Tinerii sunt motivați de implicare, de a face ceva, a fi util. Uh, Ai ales tema de cercetare la programul de doctorat o reflexie teologică asupra participării și implicării tinerilor în Bisericile Baptiste din România. De ce această temă? Că puteai să alegi... Uh, Alte teme sau puteți să alegi, probabil, și un alt domeniu. Corect. Această temă, cumva, se desprinde, vine în urma implicării mele, așa cum ați menționat, implicarea mea în lucrarea de tineret în ultimii ani, și implicându-mă, am văzut nevoile tinerilor, așteptările lor sau motivațiile lor vis-a-vis -vis de biserică, și am vrut să explorez acest domeniu pentru a vedea modul în care biserica poate contribui pentru o mai bună retenție a tinerilor, ce face biserica pentru generația de tân tânără de astăzi. Pe lângă această implicare, am explorat câteva studii care s-au realizat pe generațiile de tineri, studii care arată un decalaj între religiozitatea la nivel declarativ, pe care mulți o prezintă, declară că sunt creștini, și dimensiunea religiozității comportamentale. Și aici pot, pot fi incluse cele două aspecte pe care le-am analizat în această lucrare, implicarea sau frecventarea serviciilor bisericii și implicarea lor în sfera eclesială. Așadar, sunt două domenii foarte importante, iar studiile arată o disociere tot mai mare sau o tendință de separare a tinerilor față de biserică. Și chiar s-a realizat un studiu, un studiu în Statele Unite, realizat de un grup de cercetători, Barna Research Group, care a analizat această separare a tinerilor de biserică. Și au identificat în segmentul de vârstă 18-29 de ani o tendință de separare de biserică. Și la această întrebare, de ce tinerii părăsesc biserica? Și sunt mai multe uh, argumente aici, uh, mai multe dovezi, însă am vrut să analizez în contextul românesc, contextul baptist, care este modul în care tinerii frecventează biserica, mai ales în acest segment de vârstă 18-29 de ani. Uh, de asemenea, am observat o, un uh, câțiva factor care influențează participarea lor la biserică. Și acesta ar fi uh, fenomenul migrării, factorul migrării. Și există această migrare internă în România, între mediul rural și cel urban, sau de la urban la urban, în se concentrează această migrație spre centrele universitare. Tinerii pleacă din orașele mai mici sau din mediul rural uh, și ajung în centrele universitare datorită uh, formării academice sau carierei profesionale și rămân în aceste centre universitare. Și în acest context se poate modifica comportamentul religios al unei persoane. Când ajung într-un mediu uh, pluralist, religios, uh, diversitate culturală, ca și Bucureștiul sau Clujul sau alte orașe universitare, uh, poate fi modificată această apartenență față de biserică. Nu mai trăiesc în spațiul familial, acasă, obișnuiți cu anumite valori, ci au această libertate de a crede, de a uh, explora anumite contexte eclesiale. De aceea am analizat modul în care uh, un astfel de mediu urban influențează religiozitatea tinerilor, apartenența lor față de biserică. Și un alt aspect pe care l-am observat este uh, diversitatea eclesială care există într-un spațiu urban, spre exemplu ca Bucureștiul. Mai ales că observăm că în ultimii ani, chiar după căderea comunismului, numărul de biserici, cel puțin baptista, baptista a crescut în România și avem o pondere foarte mare de biserici. Și atunci tinerii sunt invitați să participe și pot să aleagă diferite contexte eclesiale. Și există aceste diferențe între practicile bisericilor, între formele bisericii. Și vedem anumite biserici care dezvoltă lucrurile cu tinerii, în care există o pondere foarte mare de tineri. Și atunci întrebarea este de ce tinerii participă în astfel de contexte de, de credință, ce determină pe ei, care e motivația și care sunt așteptările lor. Și de aceea am explorat uh, două centre urbane din România, București și Cluj, fiindcă acolo găsim o pondere foarte mare de studenți, de tineri, uh, și am vrut să analizez modul în care ei participă, în ce măsură se implică în viața bisericii, în ce măsură frecventează, și mai apoi cum poate biserica să contribuie la mai bună retenție. Însă, acest studiu empiric l-am corelat la o reflexie teologică, fiindcă e foarte important nu numai studiul anumitor practici, ci aceste practici trebuie evaluate printr-o perspectivă teologică. Și de aceea, în finalul lucrării am dezvoltat o reflexie teologică care să poată fi de folos în revizuirea anumitor practici ale bisericii și de ajutor în, în integrarea cât mai tineri în contextul eclesial. Pentru că tot am amintit de teologic și biblic, sigur că Uh, din punct de vedere biblic, oare ar fi normal ca tinerii să fie implicați în viața bisericii? Există cumva în scriptură o argumentare, argumente care ne sunt aduse pentru această angajare a tinerilor în viața bisericii? Uh, cum ai uh, înțeles lucrurile acestea? Sigur, uh, găsim. Încă începând din Vechiul Testament până în Noul Testament, această prezență a tinerilor în viața religioasă a poporului lui Dumnezeu. Fie că vorbim de Vechiul Testament, tinerii au prezenți la viața cultică a poporului evreu antic, erau prezenți la Templu, erau prezenți în sărbătorile religioase ale poporului evreu. Și ulterior, vedem pe tineri prezenți în viața Bisericii Primare. Și acest lucru putem deduce. Prin studierea acelor indicații, acelor versete, spre exemplu, în epistole Pauline sau Ioanine, în care se face referire la prezența tinerilor, se dau diferite instrucțiuni cu privire la modul de raportare, spre exemplu, a tinerilor în contextul eclesial, cum să se raporteze la vârstnici, cum să se raporteze uh, copiii la părinți uh, și așa mai departe. Și mai apoi vedem anumite indicații uh, de caracter moral cum să trăiască ca sfinți în lume, în contextul în care ei trăiesc. Așadar, vedem că Biblia acordă o importanță majoră tinerilor și pune la un loc cu ceilalți membri din comunitate. Chiar dacă, evident, sunt slujbe diferite și vedem astfel de texte scripturale, ca 1 Corinteni 12 sau FSM 4, fiecare are un rol în trupul lui Hristos, dar toți pot contribui într-o anumită măsură lucrării lui Dumnezeu și se pot implica. Și prezența tinerilor o putem deduce, iarăși, din un aspect foarte important: epistolele erau citite cu voce tare în cadrul congregației. Și asta, din asta deducem faptul că tinerii erau prezenți în viața religioasă, la viața bisericii. Și de aceea, scriptura pune un, un accent foarte mare pe implicarea fiecăruia în trupul lui Hristos. Iar ce, sunt aceste relații dintre tineri și cei vârstnici în relație cu ceilalți. tineri, cresc spiritual, se dezvoltă spiritual, dar și slujesc împreună și așadar fiecare tânăr este încurajat să contribuie la trupul lui Hristos în biserica locală și ați menționat asta la început această sintagmă tinerii sunt biserica de astăzi și adevărat de mâine. Biserica tinerii sunt biserica de mâine fiindcă avem speranță că tinerii vor continua lucrarea Domnului biserica dar pe de altă parte așa cum ați menționat tinerii sunt și biserica de astăzi și ei pot avea o contribuție semnificativă alături de ceilalți membri în dezvoltarea eclesială. De aceea cred că fiecare tânăr este o parte vitală a congregației și trebuie să ia parte la lucrurile bisericii. Și cred că acest lucru reiese cumva și din înțelegerea noastră a ce se Și avem această metaforă din scriptură, biserica ca un popor al lui Dumnezeu, un popor slujitor. Și vedem modelul scripturii, poporul lui Dumnezeu este eliberat din robia egipteană, ca să slujească pe Dumnezeu. Și mai apoi vedem imaginea aceasta a bisericii ca trup al lui Hristos, în care fiecare membru este absolut important, acolo vital, pentru a dezvolta întregul. De aceea și tinerii pot să aibă o contribuție semnificativă în viața bisericii și trebuie să fie implicați alături de ceilalți membrii, pentru a duce o contribuție lucrării lui Dumnezeu. Deci, Sfânta Scriptură menționează tinerii ca fiind o parte activă a poporului lui Dumnezeu, și prin exemple și prin afirmații îndreptate spre, direct spre tineri, scriptura, într-un fel, arată că ei trebuie avut în atenție. Avem exemple de tineri în Sfânta Scriptură, viața lor, ce au făcut ei. Avem și afirmații care sunt adresate tinere, bucură-te tinere, tinerețea ta, e cu inima vesele când ești tânăr, și alte și alte pasaje, în care uh, sfaturile sunt îndreptate spre tine. Cred că cel puțin aceste două uh, uh, exemplu, două argumente am putea să le așezăm ca și bază, cum spuneai, modelul tinerilor, exemplele tineri și afirmațiile tinerilor care le avem cu privire la tineri, pentru tineri și cu privire la tineri. A fost ceva în, din scriptură care te-a captat mai mult legat de tineri, vreun anumit lucru, ai când ai studiat despre argumentele biblice, a fost vreun lucru care te-a marcat mai mult în ce privește viața tinerilor? Sau... Uh -huh. uh, e e uh, un aspect important, și anume acest aspect intergenerațional. Uh -huh. uh, să vezi cum tinerii uh, stau împreună alături de celelalte generații, deși există această prăpastie, și mai ales în cultura contemporană există această prăpastie între generație. Fiecare consideră care e cea mai bună dreptate și de multe ori există aceste lupte între generații. Însă, scriptura prezintă acest model extraordinar de a veni împreună și frații în vârstă, și tineri, și copii, și împreună pot să slujească lui Dumnezeu și pot să uh, lucreze pentru Domnul. Și acesta este un lucru care poate fi realizat în biserică: această, uh, această abordare intergenerațională, să fie incluși toți și toți să aibă. Un aport ceva de spus să lucreze pentru domnul. Foarte extrem de important afirmația pentru că Scriptura nu produce și nu ne prefigurează viața bisericii ca fiind o viață sectorială. Cu toate că se referă la vârstă, inclusiv în epistolele pastorale, găsim. Pe Pavel care dă instrucțiuni lui Timotei, dar și lui titul ulterior în care categorii de vârstă, cum ar fi tinerilor, copiilor, bătrânilor și Ioan face lucrul acesta, dar acest lucru nu face să... nu ne, ne face să tragem concluzia că biserica este un fel de sectoare și uh, acest schimb uh, de vieți, să spun așa, în trupul lui Hristos intergeneraționalul uh, este prezent și extrem de frumoasă observația pe care ai făcut-o din, uh, din Sfânta Scriptură. Uh, dar cineva ar putea să trebe, bun, este biblic, uh, dar este această lucrare cu tinerii sau să avem o lucrare cu tinerii în biserică, este necesară? este obligatorie sau este opțională de a face ceva pentru tine în biserică. Da. Consider că este necesară și în anumite cazuri cred că este și obligatorie dacă situația, dacă contextul le impune. Și vreau să-mi argumentez acest răspuns tot printr-un răspuns biblic. Deși ne uităm în Scriptură, nu vedem un model de lucrare cu tinerii și nu putem citi scriptura prin această chermeneutică de a vedea scriptura ca un manual pentru lucrarea de tineri, cum văd unii. Nici ca un manual de economie, nici un manual de familie. Scriptura prezintă planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea găsim anumite principii care le putem despine în scriptură, pentru a putea dezvolta o lucrare de tineret. Și uh, chiar în lucrare am prezentat un posibil model de lucrare cu tinerii, bazat pe exemplul din Fapte 6. E un exemplu în care o biserică locală din Ierusalim a gestionat o situație problematică și a dezvoltat o nouă slujire pentru un grup specific de credincioși. Biserica era în expansiune, a cunoscut o creștere devine mai complexă și în acel moment e nevoie să se restructureze pentru a răspunde unei noi nevoi. Uh -huh. Și vedem aici în biserică nu erau doar evrei, ci erau și eleniști care s-au dogat bisericii. O biserică mixtă. Și apare o problemă, nu, nu o problemă de factură teologică, ci mai degrabă de o natură practică. Diferență, spre exemplu, lingvistice sau geografice între evrei și eleniști. Așadar, vedem o problemă socială care a apărut în Ierusalimul urban din, atunci, din vremea de atunci, care s-a răsfrâns asupra bisericii. Și apar aceste diferențe culturale care erau în pericolul de a crea diviziune în biserică. Drept urmare, se creează o nouă slujire. Și Luca vorbește despre diaconia, termenul diaconia, care nu se referă în principal la un oficiu de diacon, așa cum este dezvoltat de Pavel ulterior, ci se referă la orice slujire. Diaconia care poate însemna și împărțirea zilnică a hranei sau slujirea cuvântului. La fel, diaconia, o lucrare. Și această lucrare este delegată acestui grup de șapte lideri care era dintre acei eleniști. Așadar, vedem aici o abordare integraționistă în care toți sunt incluși în cadrul bisericii. Chiar dacă erau diferențe culturale, biserica învață să răspunde unor nevoi Culturale, generaționale. Și cred că acest text se poate aplica diversor, diverselor grupuri din biserică, uh, spre exemplu, minorități etnice sau culturale. Și cred că se poate aplica și generațiilor de tineri. Un grup specific, cu o anumită cultură, uh, în un anumit context, biserica cred că poate răspunde nevoi și dezvolta o anumită lucrare specifică tinerilor. Așadar, vedem că uh, cei din Fapte 6 găsesc această abordare pentru a exista. Uh, un răspuns dat unei anumite categorii de, de tineri. Și cred că trebuie să existe în biserică un astfel de uh, un cadru, o astfel de lucrare, dacă situația o impune, dacă există o pondere mare de tineri, biserica trebuie să se aplece spre nevoile tinerilor, să înțeleagă contextul lor cultural și să răspundă nevoilor lor. Însă vreau să specific un lucru și l-am mai menționat. Există acest pericol în biserică și, cum spuneați și noastră, pericolul segregării pe criterii de vârstă. Și de multe ori există așa lucrarea de tineret ca o enclavă, un stat în stat. Și există această separare între o lucrare de tineret și restul lucrării bisericii. Și de multe ori există pericolul, și l-am văzut din practică, ca tinerii să fie implicați, într-adevăr, în slujile bisericii, dar să există această separare, lucrarea de tineret, poate adaptată nevoilor, culturalele tinerilor, în, într-un mod contextualizat, Însă există această fractură între celelalte lucrări ale bisericii și lucrarea tinerii, tinerilor. De aceea cred că trebuie să existe o lucrare specifică tinerilor, un departament special pentru această lucrare, dar pe de altă parte tinerii trebuie să fie conectați la întreaga viață bisericii, în integralitatea ei. De aceea avem nevoie de o slujire specifică, dar tinerii trebuie conectați la viața bisericii. Deci echilibrul dintre Uh, slujim împreună, dar în același timp, uh, voi aveți o slujire care vă ajută, ca și tineri, este extrem de important uh, acest echilibru între uh, toți o comunitate, dar în același timp suntem pe diferite categorii de vârstă care pot fi slujite în cadrul Bisericii fără a face din ele un. Uh, Departa un departament, o fracțiune, să-i spun așa, a Bisericii, right. care să uh, meargă din ce ce mai mult spre o anumită independență și autonomie, care ar fi nesănătoasă pentru trup, pentru că trupul este chemat să funcționeze uh, împreună și în interdependență. Uh, ce perspective teologice? asupra lucrării cu tinerii avem. Deci, cum este privită sau trebuie privită lucrarea de tineret din perspectiva teologică? Da, Într-adevăr, există, cred, un pericol de a privi lucrarea de tineret doar din punct de vedere empiric. Să studiem doar situația tinerilor, practicile, să evaluăm activitățile. Însă, e foarte important să conectăm lucrarea de tineret la dimensiunea teologică și să reflectăm asupra modului în care Dumnezeu acționează chiar și în viața tinerilor. Că, până la aceasta este teologia, o reflexie a modului în care Dumnezeu este implicat în lume. Și vedem, într-adevăr, că Dumnezeu este implicat în lumea noastră și vedem lucrul acesta încă de la creație, prin istoria poporului evreu, prin întruparea Domnului Isus. Dumnezeu este implicat în lumea aceasta și acționează. Iar lucrarea de tineret poate, privi, poate fi privită ca, un, ca o continuare a lucrării lui Dumnezeu. Și tinerii, prin participarea lor la viața bisericii, pot fi invitați să participe la misiunea lui Dumnezeu pentru această lume. Uh, și da, într-adevăr, Dumnezeu este activ și uh, când tinerii sunt chemați să uh, conecteze lucrarea lor de tineret, de teologie, ei reflectă la acțiunea lui Dumnezeu, la, la natura lui Dumnezeu și la modul în care ei pot să slujească lucrările lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, vedem lucrul acesta uh, în modul în care Dumnezeu acționează în lume și tinerii sunt chemați să participe la lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, noi nu înțelegem pe Dumnezeu ca ceva static, de aceasta platonică, Dumnezeu este static, ci Dumnezeu este mereu dinamic și implicat în lume și tinerii pot să participe în această lucrare. Și dacă ar fi să conectăm lucrarea de tineret la o bază teologică, cred că Doctrina despre Trinitate ar fi un exemplu foarte bun și un cadru normativ foarte bun, fiindcă vedem în Trinitate, în relațiile din Trinitate, că Dumnezeu este implicat în această lume și este mereu în mișcare, în această mișcare de trimitere în această lume. Spre exemplu, Tatăl îl trimite pe Fiul în această lume, Fiul trimite Duhul Sfânt, iar mai apoi ucenicii sunt trimiși și ei. Cum a trimis pe mine Tatăl, spunea Iisus, așa vă trimit și eu pe voi în lume. Așadar, tinerii, când se implică în biserică, în viața bisericii, ei de fapt contribuie la această lucrare de trimitere lui Dumnezeu în această lume. Că Dumnezeu are un plan pentru această lume și ei pot să fie parte acolo. Și mai vedem în această dinamică încă o mișcare foarte importantă, sublinată de unul dintre teologi, Porfides, care menționa această mișcare din cadrul Trinității, acțiunea de proslăvire. Duhul proslăvește pe Fiul fiul proslăvește pe tatăl, iar mai apoi ucenicii, prin modul în care îi aduc roadă, în care slujesc pe Dumnezeu, pot să-l proslăvească pe Dumnezeu. Așadar, cred că tine trebuie să înțeleagă acest aspect, că îi slujești lui Dumnezeu și îl proslăvesc pe Dumnezeu prin implicarea lor, dar pe de altă parte pot sluji comunitatea, credincioșii, lumea pe cei pierduți. De aceea trebuie să ținem cont de această conectare a lucrării de tineret la misiunea lui Dumnezeu. Și mai învățăm ceva din, din această relație a Trinității. Deși fiecare persoană din Trinitate are aceeași natură, aceeași esență, rolurile sunt diferite. În istoria mântuirii vedem roluri diferite și acesta, acest aspect a fost subliniat de diferiți teologi de-a lungul timpului, încă de Augustin. Fiecare persoană a Trinității are un rol important. Și cred că o imagine foarte importantă pentru noi, pentru Biserică, pentru tineri, ca fiecare să înțeleagă rolul. Și tineri, liderii de tineret, Biserica are acest rol te-a conștientiza tinerii că poți să aibă o contribuție, că poți să aibă un rol în planul lui Dumnezeu. Am vorbit despre partea teologică și foarte interesantă ideea aceasta, trinitate, argument pentru lucrarea cu tinerii. Ce alte lucruri am putea spune despre trinitate și lucrare în general, slujire în general? Cred că nu doar aspectul implicării îl putem înțelege, și rolul fiecăruia ca din, din imaginea Trinității, dar și modul în care biserica trebuie să fie deschisă spre tineri. Și vedem această deschidere a lui Dumnezeu în, în Trinitate, între persoanele Trinității. Dumnezeu este mereu deschis către această lume. Se dăruie, dovedește empatie față de cei căzuți în păcat și vedem acest lucru menționat chiar de Pavel, spre exemplu, spunând că Dumnezeu nu a cruțat nici pe Fiul Său chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi spre exemplu, Pavel vește în Galaten despre Fiul lui Dumnezeu care mai a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine așadar observăm că această unitate din cadrul Trinității este o unitate deschisă către lume pentru a uh, veni uh, în, în ajutorul oamenilor și pentru a include întreaga creație în planul lui Dumnezeu. Așadar, biserica trebuie să fie deschisă nevoilor tinerilor, să îi privească cu empatie uh, și să invite să facă parte din comunitatea eclesială ca să poată experimenta dragostea lui Dumnezeu. Și, de fapt, din cercetarea pe care am realizat-o, cercetarea etnografică, am observat această, uh, acest aspect menționat de tineri, fiindcă tineri au fost uh, chemați să vină în biserică uh, și, datorită acestei chemări și acestei invitații, au rămas acolo. În modul în care au fost primiți de oameni, au fost acceptați, e determinat să continuă să rămână în cadrul bisericii. De aceea, cred că este un model pentru noi, acest model al relațiilor perihoretice din cadrul Trinității, uh, prin care să demonstrăm dragoste și acceptare tinerilor. Și uh, această deschidere, spre exemplu, spre Întrebările și dilemele pe care tinerii le au, cred că ne oferă uh, Trinitatea și acest eveniment. De multe ori vedem în aceste relații trinitare și aspectul suferinței. Și evenimentul Golgota ne arată această uh, modalitate a lui Dumnezeu de a se apropia de suferința omului, de a veni în întrebărilor, a dilemelor. De aceea, cred că uh, noi, în lucrarea de tinere, trebuie să îi conducem spre, pe tineri spre, spre cruce și să le dăm acest model. De empatie, de a, de a plecare spre nevoile lor și de a răspunde uh, îndoielilor lor. Vedeți, un, un aspect pe care l-am observat din alte studii este tocmai acesta: că tinerii uh, pleacă din biserică, fiindcă acolo nu pot să-și exprime îndoielile lor. Tinerii au nevoie de un cadru în care să-și exprime credința lor, întrebările lor, dilemele lor. Și au nevoie de acest cadru. De aceea, cred că Biserica trebuie să fie deschisă, urmând acest model al Trinității Dumnezeu, care se deschide mereu spre lumea aceasta și uh, să răspundă problemelor uh, din această viață cotidiană. Uh, tare bucuros personal aș fi eu dacă acest, uh, această perspectivă teologică că am putea să o traducem în practica eclezială. <laughs> Pentru că adeseori tinerii se simt. Uh, Acum vorbesc ca unul care e mai vârstă decât, decât pastorii tineri și tinerii. Adeseori ei sunt văzuți ca și. O binecuvântare, dar și o problemă în același timp. Și nu știu de ce, mai ales în unele biserici, văd că tot timpul se discută despre tine. tineri. Tinerii să fie așa, tineri să fie așa, un fel de descălire, un fel de, de punere la punct a tinerilor. Și această idee de o comunitate primitoare, biserică, o comunitate primitoare cu tineri și bătrâni, ar fi extraordinar de frumos dacă am reușit să o realizăm, bineînțeles, cu puterea pe care ne-o dă Duhul Sfânt să depășim anumite elemente care țin de, poate, culturi diferite, generații diferite și să putem acționa în ascultare de Domnul, făcându-ne viața noastră disponibilă pentru a sluji celor din generația a actuală. Din perspectiva personală a cum ar trebui privită situația unei biserici care nu are tineri? Vorbim aici despre a menține tinerii în biserică, a pierde tinerii din biserică. Dacă o biserică nu are tineri, cum ar trebui să privim lucrul acesta? Da, într-adevăr, este o situație pe care o întâlnim și în țara noastră. Și menționam de acest fenomen al migrării care există. Tinerii, evident, pleacă spre orașe mai mari, unde au un loc de muncă, unde pot să fie formați din punct de vedere academic. Și atunci, în contextul rural sau în orașe mai mici, problema tinerilor este una reală, în contextul în care tinerii pleacă. Și această problemă se răsfrânge și asupra bisericii. Există tineri în care, biserici în care nu există tineri. Însă, eu cred că aici ar fi două aspecte importante. În primul rând, cred că trebuie să existe o colaborare, o cooperare între biserici. În care sunt mai, tineri, mai puțin tineri, dar pot aceste biserici să vină împreună și să realizeze activități împreună, evenimente în care să vină tineri din mai multe contexte și să fie o încurajare. Și personal am bucurat de anumite implicări ale unor biserici, de colaborare pentru a dezvolta această lucrare de tineret. Întâlniri zonale, cred că sunt de importanță majoră. Și un al doilea aspect pe care cred că e foarte important este evangelizarea. Până la urmă trebuie să ieșim dintre zidurile bisericii și să ne gândim la cei care sunt pierduți, care au nevoie de mântuire și în cazul acesta tinerii. Uh, chiar cunosc un caz din zona în care vin, o biserică cu mulți ani în urmă, uh, era formată din 16 membri, toți vârstnici, nicio speranță de viitor. Mm -hmm. Însă a fost viziunea unui lucrător din biserică, un frate, de a forma o orchestră. Și prin acele cursuri de orchestră au venit și alți tineri din satul respectiv și s-au adăugat. Și tinerii aceia au rămas în biserică, s-au botezat și astăzi, la mulți ani după aceea, vorbim despre Biserica care încă continuă să funcționeze. Deci, cred că și evangelizarea e foarte importantă, să ne gândim și la tineri care sunt în afara bisericii, care pot fi aduși în contextul eclesial. Deci, nu neapărat o biserică fără tineri trebuie în mod uh, rapid pus în categoria unei biserici nesănătoase spiritual, o nu, biserică correct. disfuncțională, uh, ci că există diferiți factori care pot conduce. La a nu mai avea tineri în biserică, cum ar fi migrația, deja s-a spus, uh, sau uh, depopularea zonei respective, nu chiar depopulare, că biserica există acolo, da, tinerii uh, uh, sunt și nu, nu mai uh, au activitate în zona respectivă. Deci nu ar trebui pus uh, imediat o etichetă de biserică nesănătoasă, pentru că am observat că uh, prezența tinerilor în viața bisericii este unul dintre criteriile de analiză pentru sănătatea bisericii. Unul dintre criteriile. Și atunci uh, nu trebuie tras concluzia imediat nu este o biserică sănătoasă, trebuie cercetat, cercetate lucrurile și văzut dacă într-adevăr din vina celor care sunt în biserică, tineri nu mai participă sau există și alți, alți factori. Da, corect, pot exista și acest, acest context în care tinerii să nu fie bine primiți și de aceea trebuie evaluate anumite practici ale bisericii, să vedem cum putem să fim o bună mărturie pentru tineri, să-i aducem în biserică. Lucrarea de tineret uh, nu a fost inventată uh, de noi, ea există de ani de zile și uh, de-a lungul istoriei bisericii evanghelice, e bine, nu o să mergem în toată istoria, că nu e scopul emisiunii noastre, uh, a existat lucrarea de tineret și s-a dezvoltat. Uh, ce putem uh, remarca despre această dezvoltare a lucrării de tineret de-a lungul istoriei? Uh -huh. În primul rând, uh, lucrarea de tineret uh, este relativ recentă, uh, și putem vorbi despre un început al uh, lucrării de tineret uh, în perioada Revoluției Industriale, când din nou s-a produs atunci o migrație spre marile centre urbane, uh, și atunci părinții acelor copii care au mers împreună în centrele universitare, în centrele mari urbane pentru industrializare erau singuri, părinților fiind la lucru. Și atunci a fost uh, inițiativa lui Robert Reichs de a înființa școle duminicale. Și acolo este punctul de pornire a lucrării de tineret, prin începutul școlilor duminicale. Un model care a fost mai apoi uh, preluat și în alte contexte, și în contextul american. Uh, și s-a dat această tentă evanghelistică și de studierea scripturii. Uh, de la școala duminicală însă, lucrarea de tineret s-a dezvoltat în diferite perioade și aici vorbim de diferite accente care s-au pus pe lucrarea cu tinerii și diferite modalități. Și aici vorbim, spre exemplu, de înființarea începutul secolului 20 a societăților și organizațiilor parabisericești pentru tineri, care au mers concomitent cu lucrarea bisericii în, în lucrarea cu tinerii. Uh, și menționăm câteva uh, astfel de organizații care s-au ocupat într-un mod special cu tinerii. Spre exemplu, menționăm uh, Navigatorii sau organizația Youth Life, Youth for Christ, Campus Crusade for Christ, care este și în România. Uh, și aceste organizații au venit în ajutorul Bisericii, au avut un scop evanghelistic: să meargă la tineri care nu-l cunosc pe Dumnezeu, în campus universitare, pentru a duce Evanghelia și de a coopera împreună cu, cu bisericile. Uh, vedem diferite modele însă de lucrare cu tineri aici. Uh, spre exemplu, între autorii care tratează lucrarea cu tinerii menționează trei accente care au existat în lucrarea cu tinerii. Spre exemplu, aspectul teologic, uh, aspectul de învățătură, și acest, uh, acest accent îl observăm deosebit la școle dominicale, în care învățau anumite catehisme, anumite învățături din scriptură. Însă mai apoi, lucrarea de tineret a mers prin un accent uh, legat de părtășie, de relaționare. Tinerii veneau într-un context în care erau anumite relații, în care veneau împreună ca să-L cunoască pe Dumnezeu, un cadru uh, în care puteau studia împreună Scriptura, uh, activități cu tinerii uh, și mai apoi un alt accent uh, al, al implicării. Și spune acest autor, e foarte important să păstrezi acest echilibru între partea teologică, pe de-o parte, partea de relație, să fii deschis, așa cum menționam și în aspectul teologic, să fii deschis spre tineri, de a crea relații interpersonale în vederea cunoașterii Domnului, s-a ajuns pe tineri să se apropie de Domnul. Și mai apoi aspectul, aspectul implicării. Și anumite organizații au reușit acest aspect al implicării tinerilor, să implice în diferite aspecte, fie de caritate, sociale, de ajutorare a celor în nevoie. Așadar, biserica, pe de o parte, a răspuns. Și, dar există și acest, această critică. De multe ori, biserica n-a înțeles foarte bine lucrarea cu tinerii și nu s-a adaptat foarte bine contextului. Dar vedem un model al organizațiilor parabisericești care au reușit să, să atragă foarte mulți tineri. Însă aceste modele au fost ulterior preluate de către biserici. Bisericile au preluat aceste modele parabisericești. Pe lângă aceste organizații, bisericile au, au realizat o lucrare de tineret și aici a menționez și la nivel instituțional și, spre exemplu, Alianța Mondială Baptistă are un astfel de departament de tineret în mai multe regiuni ale lumii în care s-au dezvoltat anumite conferințe, lucrări, proiecte cu tinerii. Însă ce este remarcabil este că și în România a existat o inițiativă sau mai multe inițiative pentru lucrarea cu tinerii, chiar din, cu mulți ani în urmă, spre exemplu în 1925, vorbim de contextul baptist, se învințează Uniunea Tineretului Baptist din România, care a dezvoltat de-a lungul timpului diverse proiecte, inițiative cu tinerii. Fiindcă vorbeam despre această cooperare între biserici în lucrarea cu tinerii, Uh, Uniunea Tineretului Baptist din România a realizat această legătură. Erau diverse misiuni, uh, evident nu erau aceste mijloace de comunicare care există astăzi, de aceea era această dorință de a vizita și alte biserici, uh, se organizau conferințe locale. Uh, S-au făcut diferite, diferite uh, inițiative. Uh, și aici menționez lucrarea muzicală. Uh, istoria vorbește despre implicarea tinerilor în diverse proiecte muzicale, coruri, orchestre dar și în, această, în, acest aspect al misiunii, al, al, evangelizării, au mers și în alte contexte. Deși au fost și această perioadă de persecuție a credincioșilor, momente grele, lucrarea cu tinerii s-a dezvoltat și chiar după Revoluție s-a înființat Organizația Tineretului Baptist din România, care a organizat diferite activități, tabere, concerte de muzică creștină, și diverse proiecte în care tinerii au fost implicați. Concomitent cu bisericile au fost și organizațiile Campus Crusade care a venit în România, a continuat lucrarea și alte organizații care și-au continuat activitatea. De asemenea, cu ceva ani în urmă s-au organizat diverse proiecte de echipare de lideri de tineret și în cadrul Institutului Baptist Împreună cu organizația Youth Ministry s-a realizat această colaborare pentru echiparea liderilor de tineret. Și cred că în contextul nostru contemporan este nevoie de astfel de discuții, de echipare pentru a putea sluji bisericii locale. De aceea, cred că e important ca biserica în continuare să se ocupe de tineri. Vedeți, organizațiile sunt foarte importante și au avut acest aspect evanghelistic. Însă, fiecare organizație a menționat aspectul ca fiecare tânăr să facă parte integrantă într-o biserică. Da, evangelizăm, dar pe de altă parte trebuie să crească într-o biserică, să se maturizeze, să fie ucenicizați acolo. De aceea cred că în continuare rolul bisericii locale este extrem de important. Acolo tinerii se pot dezvolta, acolo pot sluji împreună și biserica în continuare trebuie să ofere acest cadru extraordinar de a fi, de a fi parte din trupul lui Hristos. Deci, cu alte cuvinte, organizațiile au fost un ajutor pentru biserică Corect. și nu au înlocuit biserica și nu ar trebui să înlocuiască biserica, în preocuparea ei și în slujirea ei față de această generație, și întreaga istorie ne arată că atunci când lucrurile s-au n-au mers așa, au apărut și probleme în relația biserică-organizații creștine și lucrurile au creat diferite frustrări atât de o parte cât și de alta. Sunt poate anumite învățăminte pe care le putem lua din uh, istoria și din dezvoltarea lucrării de tinetea de-a lungul istoriei. Bineînțeles că noi vorbim acum în sens general, că așa ar trebui să luăm fiecare zonă, fiecare zonă de specificul ei, dar au fost menționate în special pe linia Bisericilor Baptiste, dinspre Alianța Mondială Baptistă, organizații de tineret care nu toate erau neapărat de factură baptistă, dar și biserica locală și în contextul nostru a fost și menționată organizația din România, care a fost a tineretului baptist care s-a înființat. Sunt ceva lucruri care am putea să le desprindem, învăța din această istorie. Da, cred că în continuare rolul bisericii locale e foarte important în dezvoltarea de lucrării de tineret. Fiindcă contextul diferă și, ca menționam, Alianța Mondială Baptistă este mare diversitate în abordarea lucrării de tineret, în funcție de context, vorbim de Africa, vorbim de Asia, vorbim de Europa. Sunt diferite abordări tineri. E adevărat, învățătoria este aceeași, uh, biblică, teologică, dar formele, adaptarea, în funcție de context, diferă de la, de la caz la caz. De aceea cred că biserica locală trebuie să înțeleagă contextul, să slujească, știe care sunt tinerii, înțelege nevoile lor uh, și, și poate contribui la retenția lor. Uh, și aceasta este uh, și o așteptare din partea tinerilor ca biserica să-și contextualizeze mesajul în funcție de nevoile lor, să fie uh, deschisă întrebărilor pe care le au într-un limbaj și pe care să le înțeleagă uh, teme care să fie relevante pentru ei. De aceea cred că în continuare biserica locală este de mare importanță în dezvoltarea lucrării de tineret. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, sper să mai reușim să facem o emisiune cu accent pe partea practică a exacta lucrării de doctorat pe care ai scris-o, cercetării pe care ai făcut-o legat de cum să menținem tinerii în biserică, să fie prezenți, dar în același timp să fie și Implicați în viața Bisericii, așa că îți propun să mai avem o emisiune pe această temă, și sper că uh, ea va fi urmărită cu interes. Mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și te mai așteptăm. Mulțumesc și eu! Uh, dragi ascultători, telespectatori, cei care ne urmăriți, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în seara aceasta. Uh, iubirea de Dumnezeu trebuie manifestată față de oricine. Nu există tânăr sau bătrân, ci la lui Dumnezeu trebuie să o arătăm față de orice persoană, indiferent de vârstă, de aceea tinerii trebuie mai întâi de toate iubiți și primiți în cadrul comunității creștine, învățați, formați și îndrumați pentru a-L urma pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să binefinteze pe toți tinerii. Uh, și dacă ești tânăr și încă îți pui problema dacă ar trebui să, să fii sau nu într-o biserică locală, cred că lucrul acesta nu uh, intră în discuția noastră, având în vedere că uh, Sfânta Scriptură este extrem de clară și anume fiecare creincios Trebuie să fie parte a unei biserici locale, așa că vă invităm pe toți să vă alăturați unei biserici locale și să încercați, că, împreună cu cei care sunt acolo, să slujiți pe Dumnezeu și să împliniți misiunea bisericii. Vă doresc tuturor o seară bună. La revedere!